Începeți? Poftim! Bună ziua! Microfonul! Bună ziua! Pe 30 septembrie, Comunitatea Științifică din Republica Moldova va sărbători Ziua Cercetătorilor Europeni. Deci este un eveniment de învergură organizat la nivel mondial în peste 400 de orașe ale întregii lumi, din întreaga lume, cu participarea a peste 2 milioane de vizitatori. În Republica Moldova vom fi la cea de-a noua ediție, prima ediție în Republica Moldova fiind organizată în 2013. La acest eveniment sunt invitați copii, studenți, părinți, publicul larg, toți cei care sunt interesați să afle cu ce ne poate ajuta știința, care ar putea fi impactul științei pentru societate și cum putem să beneficiem din cercetările științifice. Pentru copii vor fi organizate mai multe activități, masterclass-uri, ateliere, desen, lucru cu plastelina, arhitectural, niște exerciții arhitecturale. În afară de aceasta, va avea loc un defileu de modă în tematica eco și vom avea la sfârșitul evenimentului și o prestație muzicală oferită de Pașa Partenie. Deci invităm tot publicul să vină în parcul UTM, parcul muzeu UTM, cea mare scenă în aer liber a universității, unde va fi organizat acest eveniment. Și în acest an, pe lângă Chișinău, pentru prima dată, în Moldova, se va organiza evenimentul și la Bălți, în scoarul Universității de Stat ale Croso din Bălți. Cred că despre evenimentul de la Bălți să ne povestească doamna prorector. Bună ziua! Evident că Universitatea de Stat ale Croso din Bălți vine cu mesaj de gratitudine pentru încrederea care a fost acordată de către parteneri atunci când am fost invitați să elaborăm acest faimos proiect care face parte din programul european Orizont Europa și care vine să aducă rezultatele științei, dar și cariera de cercetător într-o manieră accesibilă publicului larg și prezentarea rezultatelor cercetărilor științifice. Evident că avem un parteneriat foarte competent în organizarea de evenimente de așa natură și pentru prima dată, într-adevăr, universitarii din Bălți vor rămâne la ei acasă, fiindcă în toți anii, inclusiv în anul când am trecut prin criză pandemică și s-a organizat evenimentul online, am participat la evenimentele organizate aici în Chișinău. De ce Noaptea Cercetătorilor? Fiindcă este un eveniment extraordinar prin care putem promova tinerii cercetători, cercetătorii notori, prin care putem organiza activități, prin care scoatem în evidență cât de diversă poate fi știința și care este impactul ei asupra calității vieții. Și evident că ne dorim ca publicul să fie foarte divers ca și vârstă, ori atunci când copiii sunt curioși și fac mici descoperiri, în ei noi regăsim trăsături de caracter care ulterior, pe parcursul vieții, fac să-și mențină acest interes față de procesele de cercetare. Concomitent, vom dezvolta și vom menține cele parteneriate cu instituțiile preuniversitare, care în timp mediu sau în timp lung ne vor furniza studenți și cadre de cercetare și vedem că acesta este un lucru extraordinar. Așa cum a menționat doamna Cujbă, vom organiza în scoarul din Bălți activități de oglindă, adică de asemenea vom avea vizite în laboratoare de cercetare, vom avea expoziții inedite, avem invitați și parteneri, inclusiv parteneri care susțin cercetarea în universitatea noastră, mă refer aici la industrie, la zona economică liberă, la Agenția de Dezvoltare Nord, dar avem și ateliere extraordinar de interesante cu genericul experimentează și creează, fiindcă la facultatea de, să zicem, Facultatea de Științe de Educație, Psihologie și Arte, unde pregătim viitori pedagogi, sunt cei care predau științele ulterior în școală și trebuie să aibă capacitatea de a furniza experimente atractive pentru copiii mici, așa cum ziceam, ca să cultivăm interesul față de acest eveniment. Anul acesta noi promovăm domeniile științei STEM,
cu genericul Știința Verde în beneficiu comunităților sănătoase și evident că cu siguranță publicul care ne ascultă, cei care, care vizualizează această emisiune, sunt la curent cu multitudinea de activități pe care am avut-o în contextul Nopții Cercetătorilor Europeni. Activități inedite, care ne-au adus mai aproape de școală, de copii, și care au făcut ca savanții, cercetătorii, care de regulă operează cu noțiuni și cu domenii extrem de complicate pentru un cercetător în devenire, au găsit modalitatea de a aduce cele mai interesante elemente din domeniul care le prezintă mai aproape de publicul larg. Bună ziua, onorată asistență! Eu mă bucur și sunt onorată fiindcă am izbutit și de data aceasta să depunem acest proiect pentru a-l câștiga, fiindcă ediția din 2020, care ne-a dat și peste cap și pandemia, a fost organizată în consorțiu Universitatea Tehnică a Moldovei, care este coordonatorul proiectului, Academia de Științe și Institutul de Dezvoltare Societății Informaționale. Anul acesta, alăturându-se proiectului Universitatea de Stat Aleppo Rusor, din Bălți și într-adevăr ducem știința și în nordul Moldovei, fiindcă este necesar, este o universitate care pregătește cadre foarte necesare și foarte importante pentru mai multe domenii de activitate ale omului. Noaptea cercetătorilor din 2020, ediția care noi am participat, ne-a adus unele învățăminte, ne-a adus unele exerciții pe care am ținut cont de data aceasta și am hotărât să fim mai aproape față de tineri, mai ales, potrivit mai mult față de liceeni care abia tătonează terenul și care sunt în căutarea unui lucru, unui fel de ghidare în carieră pe care le realizăm în cadrul acestui proiect. Și toate acțiunile care s-au desfășurat pe durata acestui proiect au avut misiunea de bază de a readuce știința cât mai aproape de tineri, de a readuce știința și realizările științifice pentru copii, pentru liceeni, pentru a face atractivă. Chiar îmi aduc aminte lecția publică pe care Romana Rusnac a susținut-o, proaspăt doctor în chimie la Universitatea de State din Moldova, care, prin o întrebare provocătoare, știați oare de ce molustrea cu sânge albastru, deci a trezit un viu interes în cadrul tinerilor și atunci acest interes a fost manifestat și pe durata lecțiilor pe care au avut loc. De asemenea, din etapele proiectoare pe care le-am avut față de acest eveniment de anvergură pe care îl preconizăm pe 30 septembrie, am avut și acțiuni de salubrizare, cercetători științifici, cadrele didactice, tot care fac parte din consorțiu, ajutați de către Academie de Poliție, da? De pe cazul exact, da? Adică am avut o echipă de voluntari care au venit în ajutor pentru a salubriza o porțiune a râului Bâc, astfel să ne aducem și noi contribuția cât de mică în dezvoltarea orașului, în curățarea lui de problemele și pe care le are în cazul dat. Ne preconizăm în cadrul Academiei de Științe a Moldovei pe data de 30 să facem și o prelegere publică a academicianului Valeriu Tabără, care este președintele Academiei de Științe Agricole din România, care vine pe un subiect de dezvoltare a agriculturii durabile, care e foarte importantă pentru schimb de experiență dintre România și Republica Moldova. Vă invităm la ora 14 la această prelegere care va fi susținută în cadrul Nopții Europene a Cercetătorilor, cu derularea tuturor evenimentelor care sunt foarte importante și a fost ținute cont de doleanțele, fiindcă am avut și sondaje sociologice în 2020, astfel ca să ținem cont de unele opinii, de unele propuneri, în așa fel ca Noaptea Cercetătorilor, ediția 2022, să fie una memorabilă pentru tineri, dar și pentru seniorii cercetători și pentru cei care încearcă să facă știință, care tatonează terenul, dar și pentru cei, pentru noi, care vrem să devină știință mai aproape de societate. Vă mulțumim frumos și vă așteptăm cu drag pe data de 30 septembrie în campusul Universității Tehnice, unde vom da start tuturor acțiunilor legate de Noaptea Cercetătorilor Europene.
ce oră o să aibă loc? La ce oră? La ora 16. La ora 16. Și intrare liberă, da? Sigur. Sigur că este intrarea liberă, deci... Este parcul Universității Tehnice, este o zonă deschisă, liberă. O să puteți face și o excursie pe viu acolo, pentru că, într-adevăr, se merită de văzut și toate exponatele care vor fi prezentate de către reprezentanți. Bună ziua, aș vrea să adaug și eu câteva cuvinte. Domnul Cava, reprezint Centrul Comunitar de Cercetare, Informație și Instruire, în Bucovina și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, care, de fapt, suntem parteneri în acest efort comun. Într-adevăr, fără comunicare, să știți că este foarte greu de a aduce un mesaj către publicul larg din domeniul cercetării. Chiar și știința bună nu vorbește de la sine. Adică este necesară o comunicare și promovare a științei continuu. Pandemia, într-adevăr, ne-a dat foarte multe lecții de învățat. Dacă atunci noi am încercat să aducem mai mult conținut online, fiecare fiind accesând la distanță, cercetătorii fiind înregistrați și amplasatul luat cu conținutul, iar publicul larg accesând resursele informaționale, care și acum sunt foarte utile, în acest an, într-adevăr, ne-am extins la nivel de țară și sunt invitați și vor participa atât cercetători din instituții cercetare, cât și din mediul universitar, în parcul Universității Tehnice, care este foarte bine dispus, începând cu ora 14, vor fi mai multe 16, îmi cer scuze, cu mai multe activități care vor oferi posibilitatea tinerilor, începând la tineri, copii mici, până la cei mai cu experiență de viață, vor fi laboratoare, va fi deschis și planetariu care va putea fi vizitat. Vreau să menționez că noaptea cercetătorilor nu s-a desfășurat, nu se va desfășura doar pe 30 septembrie. Putem găsi informații mult mai deplină pe site-ul proiectului noaptea-cercetătorilor.md, o resursă informațională foarte accesibilă. Am organizat pe parcurs mai multe lecții publice, am încercat să aducem cercetătorii, în special cei tineri mai aproape de elevii din licee. Au fost selectate mai multe licee unde tineri cercetători cu experiență au vizitat aceste licee, nu doar în Chișinău, dar în întreaga țară și inclusiv Bălțu cu toată regiunea. Astfel, tineri cercetători cu experiență au demonstrat lecții publice, inclusiv activități practice, să lămărească știința cât mai pe înțelesul tuturor. Am organizat mai multe concursuri, unul din ele este Biodiversitatea în jurul tău. Rezultatele vor fi anunțate pe parcursul derulării evenimentului, precum și un alt concurs distribuie cunoștințele online. Iarăși am încercat, de fapt, să aducem implicarea a mai multor părți interesate în activitatea de cercetare, deoarece știința cetățeanului acum este tot mai activă. Uneori, unii părinți își pot permite să aibă un laborator de cercetare mai performant decât unele instituții de stat, deoarece tehnologiile acum sunt mult mai accesibile și permit tinerilor să le exploateze și să le exploateze cât mai mult. Vă așteptăm cu mare drag să participați. Vor fi foarte multe activități în acest campus universitar. Aveți suficient timp pentru a explora și a parcurge întreg evenimentul, începând cu ora 16 și până aproape de 10 seara, unde va culmina cu acest concert. Avem invitați speciali. Vă rugăm să accesați site-ul Noaptea Cercetătorilor pentru a vă mai informa mai multe detalii și cu mare drag vă așteptăm acolo unde veți fi ghidat de toți colegii noștri, parteneri în aceste activități. Doamna coordonatoră proiectului, poate dacă mai aveți careva momente sau colegii. Aș vrea să mai adaug că în cadrul evenimentului va fi organizată expoziția
Creația deschide Universul, unde vor fi expuse lucrările de cercetare și inovative a studenților. În afară de aceasta, vor fi anunțate rezultatele concursului de robotică, care a fost organizat în perioada 29 septembrie, deci se finisează pe 29 septembrie, iar pe 30, lucrările care au fost elaborate pe parcursul acestui timp vor fi evaluate și câștigătorii vor fi anunțați și premiați în această seară de 30 septembrie. Vă așteptăm cu drag și încă o dată mulțumim Uniunii Europene pentru finanțarea acestui proiect, pentru că ne-a oferit această posibilitate de a organiza un eveniment atât de frumos la Chișinău și la Bălți. Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag. Da. De asemenea, vreau să mă alătur la acest mesaj de gratitudine adresat Uniunii Europene. Este o oportunitate inedită și țin să scot în evidență faptul că Universitatea Tehnică a Moldovei este aplicantă acestui proiect, Academia de Știință a Moldovei, Universitatea de Stat și din Bălți, Universitatea de Stat ale Cursului din Bălți și Asociația Obștească Infogrup suntem parteneri. Vom activa în acest proiect și vom implementa activități inedite timp de 2 ani. De două ori vom organiza acest eveniment în acest an și în anul viitor, dar mesajul meu de gratitudine este adresat și cetățenilor Republicii Moldova, care atunci când le oferi activități inedite sunt foarte receptivi. Noi am organizat activități inedite unde managerii din instituțiile de învățământ preuniversitate au dat undă verde apelului nostru de a se aplica, de a se implica în activități de promovare cercetării. Ne-au primit cu brațele deschise ambasadorii în școală, ambasadorii cercetării în școală. S-au implicat foarte activ în Ziua Mondială a Curățeniei și este minunat când poți să plasezi un îndemn public pe rețelele de socializare și să găsească profesori de biologie, pur și simplu liceeni care zic, ne dorim să avem o comunitate mai sănătoasă. Și este minunat când cercetătorii își consolidează eforturile pentru a promova știința verde și în acest context chemăm publicul larg să fie prezent la aceste evenimente. Evident că pentru fiecare eveniment pe care l-am organizat am gândit minuțios această activitate și va funcționa și ca fineaua cercetării deschise, unde, de exemplu, dacă îți dorești să cunoști un savant notoriu din aceste domenii STEM, cu siguranță o să-l găsești ca interlocutor foarte relevant din perspectiva explorării acestui domeniu și noi chiar am realizat la nivel de instituție, așa ca parteneri, un mesaj provocare care demarează cu întrebarea știați voi oare că? Și acei cercetători care vor fi prezenți vor relata cele mai inedite lucruri din domeniile de cercetare pe care le reprezintă. Încercăm să aducem rezultatele cercetării, specificul inedit al acestor fascinante domenii de cercetare către publicul larg și avem cu toții un singur scop, ca Republica Moldova să-și consolideze eforturile pentru realizarea cercetării de calitate, dar să ne aducem în spațiile universitare, în spațiile instituțiilor de cercetare, tineri talentați care să poată promova știința de calitate. Vă așteptăm cu drag în data de 30 septembrie, început cu orele 16, în Squarul SARP pe cei care sunteți din nordul țării și, evident, în parcul Universității de Tehnici a Moldovei, care este unul foarte generos. L-am explorat și noi în anii trecuți și, cu siguranță, vom avea un eveniment inedit. Vreau să menționez un detaliu. Dacă în anul 2021 a fost organizat acest eveniment în peste 400 de orașe europene care au atras peste 2,3 milioane de vizitatori. Adică este un eveniment de amploare și Republica Moldova a reușit să mai atragă un oraș mai aproape de Europa și ne bucurăm foarte, foarte mult, mulțumind într-adevăr și tuturor partenerilor, cei care vor participa, de fapt, din unii instituții de învățământ superior, din instituții de cercetare, care acum sunt
în proces de a pregăti acele expoziții pentru a ne arăta cât de atractivă este cercetarea și ce rezultate sunt obținute nu doar din proiectele finanțate din bani publici, dar și din proiectele europene, inclusiv cercetătorii care și-au făcut, au avut diverse stagii peste hotare sau din diaspora care vor vizita, se vor împărtăși cu a lor experiență. Evenimentul a menționat că s-a desfășurat însăși proiectul și până la acest eveniment și va fi desfășurat și după acest eveniment, adică nu este doar un eveniment de 4-6 ore, dar de fapt este o activitate continuă. Pur și simplu, în astfel de zile, noi facem niște totalizări și vom ruga toți participanții la eveniment să scaneze acel QR code pentru a îndeplini și un chestionar de feedback sau va primi un chestionar pe hârtie în cazul în care vor dori să o completeze. Ne va fi foarte util cum să facem ca știința, cercetările științifice să fie cât mai aproape de cetățean, de publicul larg, astfel încât să avem în continuare o societate dezvoltată bazată pe cunoaștere, astfel încât să demonstrăm că, de adevăr, potențialul uman este cea mai importantă resursă și care poate face ca Republica Moldova să se apropie într-un timp record de acel spațiu european de cercetare și să fie parte integrată a Uniunii Europene. Vreau să spun că de primele ediții ale cercetătorilor au avut loc în Școala Academiei de Științe a Moldovei, adică aduceți aminte acel elan pe care l-am avut noi în calitate de cercetători a instituțiilor din cadrul Academiei de Științe, universitățile, care ne-am etalat realizările științifice în toate domeniile, nu doar în domeniile STEM, cum suntem acum axați. Și cred că această performanță pe care a fost inițiată de la primele ediții și vizele pe care le avem acum, care sunt realizate în alte condiții deja, deci aceste realizări, aceste ediții, toate sunt axate pe creativitate, pe performanță și pe faptul că aducem știința pe înțelesul tuturor, aducem știința cât mai aproape, pentru ca fiecare cetățean al societății să poată beneficia de rezultatele cercetărilor noastre, să cunoască cu ce se ocupă cercetătorii, în așa fel ca să fie și un fel de ghidare în carieră pe viitor. Vă așteptăm cu drag pe data de 30 septembrie la ora 16:00 la Bălți și la Chișinău, iar cei care doritori și vor să facă să ascultă o prelegere și o experiență din cadrul României, deci vă invităm la 14:00 la Academie de Știință, la prelegerea publică axată pe agricultură, dezvoltarea agriculturii durabile. Vă mulțumim foarte mult și ne revedem!